Am o colecție de 205 Biblii în 50 de limbi. Și sunt de o anumită confesiune sau aceste Biblii? Nu au culoare confesională. Nu au culoare Și însă confesională. și Biblia nu dă confesiuni. Confesiunile sunt ceva uman în interpretare. De unde le-ați adunat? Sau cum ați reușit să le colecționați? În primul rând, Biblia personală, apoi Bibliile părinților, în care am citit prima dată și apoi am tot cumpărat de diverse traduceri la zi și apoi am început să cumpăr vechi. M-a interesat tot ce s-a tradus în limba română. Cea mai veche Biblie pe care o aveți? Cea mai veche e numai un fragment de Tora pe piele. Așa, vă rog să o arătați la cameră. Puteți să o prezentați? Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre... Este scrisă de mână, deci manuscris, pe piele. Asta se prelucra în condiții speciale, precum și scrierea ei cerea unele condiții speciale. N-aveau voie să scrie decât evreii. Acum se reproduc, dar li scriu marocanii. Însă erau scrise numai de evrei, în niște condiții stricte, cu multe spălări, ritualuri de-a lor evreiești. Și asta este un fragment din Tora. Mai am tot manuscris pe piele, numită Mezuză, aceasta. Este un fragment din Vechiul Testament care reprezintă supremația poporului Israel și care ei o puneau în această cutie, pe tocul ușii. Pe tocul ușii de la intrare, de ce? Da. Așa era un simbol al lor. Este prevăzut undeva în Vechiul Testament de a scrie poruncile și legile lui Dumnezeu. În schimb, nu era vorba de însăși porunci, era vorba de un fragment în care arăta supremația Israelului, de undeva de la Isaia. Secolul? E posibil să aibă vechime milenară, a spune. Da. Însă nu știu exact vârsta. Dincolo de Bibliile vechi, în muzeul Kindrish se regăsesc și Biblii foarte mici, atât de mici încât literele nu se zăresc cu ochiul liber. Aceasta este cea mai mică Biblie. Este editată una și mai mică, dar nu o am. Am văzut-o doar pe internet. Este pe o foaie A4, absolut toată Biblia, cele 66 de cărți. 66 de cărți în două pagini. Da, două pagini A5, deci coala A4. Și vreau să le arătați telespectatorilor noștri și lupa pe care o folosiți pentru a putea citi această Biblie. Este aici aproape, așa. Vreau să aveți mai multe, nu doar una Da. singură. Deci pentru fiecare scriere, lupa este alta. Următoarea ca mărime este aceasta. Mai multe imagini și informații despre Muzeul Kindrish puteți afla duminică la ora 11:30 de la emisiunea Între oameni.